Hello lume, bun venit la încă un episod pe canalul Temir C. Numele meu este Darius, iar în acest videoclip o să mă învăț și pe voi cum puteți să creați portrete profesionale folosindu-vă doar de o singură lumină principală. Fotografiile pe care doresc să vi le arăt sunt acestea. Pentru început vom vorbi despre locație, unde am ales să fotografiez subiectul. După aceea vom vorbi despre cameră, ce cameră am folosit și mai ales ce setări. Și nu în ultimul rând, partea de post-processing, unde i-am dat viață, pot spune. Și ca să nu mai lungim atâta, ca să intrăm direct în pâinea acestui videoclip, o să merg la calculator și o să încerc să o desenez totul. Pentru a vă exemplifica cât se poate de bine, voi folosi Adobe Illustrator. Îmi pare rău, dar nu mă place foarte bine la desenat. Pentru realizarea videoclipului am folosit o tabletă grafică și haideți să începem. În sine, aceasta e locația, locația unde filmez acum a fost și locația unde am realizat fotografia. Sus sunt cărțile, laterale sunt două geamuri. Geamurile din partea stângă sunt geamurile interioare care fac legătura cu coridorul principal, iar cel din partea dreaptă este un geam exterior care face legătura cu lumina de afară. A trebuit să izolăm toată scena, și anume am luat niște pături și le-am pus cât de bine am putut cu banda adezivă, astfel încât să putem izola cât se poate de bine încăpere. Scenei se mai adaugă doar o singură lumină care e poziționată deasupra personajului, iar în continuare a urmat să-i fac pozele. După ce am terminat cu shooting-ul, am reluat cardul din cameră și am purtat toate pozele în Lightroom, iar în final am ajuns să am două fotografii preferate. Ca și cameră setări, puteți să le vedeți în partea de sus dreapta. Am folosit un Sony A6300 priuit cu un obiectiv Sigma 30 de 1.4. Seturile pe care le-am folosit la fotografie sunt acestea. Puteți să dați pauză și le puteți copia în cazul în care aveți nevoie. Înainte de a termina cu Lightroom, ultima chestie pe care am făcut-o a fost să ridic luminozitatea din ochi, și anume am făcut o selecție cu brush-ul și am ridicat expunerea. În acest moment am terminat complet toate editurile pe care le puteam face în Lightroom și astfel am introdus fotografia în Photoshop. Am mai făcut două chestii, și anume am folosit eyedropper-ul și am selectat o parte negricioasă, iar cu brush-ul am conturat subiectul astfel încât am întunecat partea de jos un pic, iar sus câteva chestii, iar după am folosit patch tool-ul și i-am netezit fața. Acestea fiind zise, am ajuns la versiunile finale ale fotografiilor pe care le-am exportat. În concluzie, acesta a fost workflow-ul meu de realizare acestor fotografii. În cazul în care ți-a plăcut, poți să ne lași un comentariu în care să ne spui părerea ta. Apreciem orice fel de feedback și toate cele bune. Până la următorul videoclip. Numele meu este Darius, iar Temir C vă pupă!